Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă rundă de dezbateri electorale alegeri 2010. Niciodată cultura n-a distrus civilizația, dar civilizația poate fi moartea culturii. Și de obicei, cultura moare din cauza civilizației. Meditând asupra acestui citat, mă gândeam că în Republica Moldova civilizația nu a atins cele mai înalte culmi ca să distrugă cultura. Dar cum o întreținem și de ce investiții facem din ce în ce mai puține în acest domeniu? Ce își propun viitorii guvernanți în acest sens? Tema dezbaterilor electorale de astăzi este cultura. Invitații mei sunt doamna Ana Guțu, reprezentantul Partidului Liberal. Bună dimineața, bine ați venit la Publika TV. Și candidatul independent, domnul Victor Stepaniuc. Bună dimineața! Bună dimineața! Îl mai așteptăm aici în studioul Publika TV pe domnul Vasilia Lupașcu, candidat independent. Deocamdată, domnilor, în cazul în care sunteți doar doi participanți la aceste dezbateri electorale, vă anunț care sunt condițiile noastre. Pentru început, veți avea 2 minute fiecare pentru a vă prezenta platformele electorale ale dumneavoastră în acest domeniu, pentru dezvoltarea acestui domeniu, după care la întrebările mele veți avea câte 2 minute pentru a răspunde, iar pentru a vă adresa întrebări dumneavoastră unul celuilalt, veți avea la dispoziție pentru întrebare 30 de secunde, pentru răspuns 1 minut și pentru dreptul la replică 30 de secunde. Așadar, domnule Stepaniuc, aveți 2 minute la dispoziție pentru a vă promova platforma dumneavoastră electorală în acest sens. Stimați alegători, platforma mea electorală are 8 priorități. Cele mai principale sunt legate cu economia, cu modernizarea învățământului, dar în platforma mea, deci, sub numărul 5, există și acea prioritate care se numește cultura. Eu mi-am fixat unul din punctele de bază, deci, acestui program legat cu cultura, protejarea patrimoniului cultural și spiritual al Moldovei, renovarea edificiilor de cultură în toate localitățile Republicii, dezvoltarea turismului rural, care eu consider că este mai mult un domeniu, deci, a culturii decât a economiei, deci și alte priorități. Vreau să vă spun că în guvernele precedente am răspuns ca președinte a Comisiei Parlamentare pentru acest domeniu, adică pentru domeniul educației, culturii, științei, tineretului. Fostul guvern, pe lângă toate eșecurile care le-a avut, mai ales în domeniul economiei, totuși în domeniul, deci, social și a culturii, a căpătat și a atins și anumite rezultate. Și aș vrea să spun că încă în anul 2002, personal am înaintat președintelui Voronin un program de reabilitare a monumentelor istorice și a edificiilor culturii, circa 60 de obiecte. Și dumneavoastră cunoașteți că cele mai importante vestigii, cum a fost, cum este Mănăstirea Căpriană, Mănăstirea Curchi, deci Vârzărești, Biserica de la Căușeni și altele, în această perioadă au fost reabilitate, sau cel puțin s-a început reabilitarea lor. În perioada respectivă, au fost în reparație și mai sunt în reparație circa 400 de biserici. În mare parte asta s-a făcut inclusiv și din contul bugetului de stat, din contul unor sponsori. Trebuie să aducem aminte că în anul 2001, deci, majoritatea colectivelor mari din Republica Artistice nu funcționau, dar după 2001, deci, o parte bună din ele au început să funcționeze. Vă mulțumesc, domnule Stepaniuc. Doamna Guțu? Partidul Liberal are și el un capitol aparte, care este consacrat culturii. Aș vrea să zic că domeniul culturii este unul eminamente important pentru societate. Și în pofida faptului că noi toți suntem preocupați de materie, ideea ar trebui să primeze într-un stat în care ne dorim un parcurs european și dorim să redăm populației ceea ce ar trebui să revină din punct de vedere ideatic și nu ideologic, fiindcă nu sunt aceleași lucruri. Partidul Liberal, desigur, că va porni în primul rând de la modalitatea de finanțare a domeniului culturii pe toate segmentele sale. Mă refer la, în primul rând, la augmentarea salariilor lucrătorilor din cultură, care sunt încă foarte mici, cei care lucrează în biblioteci, în muzee, care asigură funcționalitatea unor obiecte culturale, au salarii foarte mici și nu putem să mizăm pe așa o finanțare, mai bine zis subfinanțare, dacă ne dorim ca aspectul cultural al satului Republica Moldova să fie la un nivel european. Deci mărirea salariilor pentru lucrătorii culturii, pentru minimum 2000 de lei pe lună, este un minimum de care ar trebui să beneficieze. Desigur că pledăm pentru revitalizarea tuturor căminilor culturale care la ora actuală sunt în stare deplorabilă, mai ales în comunele în care la guvernare au fost primari comuniști timp de 8 ani de zile. Am constatat lucrul acesta din experiența proprie, fiindcă ne întrunim în aceste lăcașe culturale acum când ne întâlnim cu alegătorii. Partidul Liberal va pleda pentru includerea patrimoniului cultural românesc din Republica Moldova în spațiul cultural universal și vreau să zic că foarte multe eforturi s-au făcut, dar nu cu asistența statului, ci mai mult cu varii organisme culturale, științifice, educaționale din Republica Moldova. Desigur că vom pleda și pentru integrarea patrimoniul nostru național în acest circuit, inclusiv vom pleda pentru reactualizarea nomenclatorului monumentelor din Republica Moldova, care este unul vetust și include obiective culturale care nu merită să fie numite monumente culturale. Sunt și mai multe puncte care pot fi consultate pe site-ul partidului PL.md. Da, vă mulțumesc mult! Așadar, trecem la discuțiile noastre. De fapt, instituțiile culturale activează doar la orașe, este un lucru foarte trist. Acestea la sate lipsesc, așa după cum ați menționat și dumneavoastră. Orientarea exclusivă a activităților culturale spre orașele mari, în ideea că aici sunt concentrați consumatorii de cultură cel mai mult, mi se pare o idee mioapă și păguboasă, deoarece 2/3 din consumatori, din populație, trăiește la sate. Ce vă propuneți dumneavoastră în strategiile dumneavoastră pentru a dezvolta acest sector anume la sate, pentru că avem și acolo oameni, consumatori de cultură, oameni care doresc și tind spre această hrană spirituală. Domnule Stepaniuc. E indiscutabil că viața socială, viața culturală a unui stat, a unei societăți, de fapt depinde inclusiv și de, în primul rând, probabil că de economie. În cazul Republicii Moldova trebuie să recunoaștem că avem o depopulație a localităților sătești, probleme demografice foarte complicate care ating nu numai localitățile sătești, dar chiar și orașele, mai ales orașele mici. Și de atâta ideea dezvoltării regionale, ideea dezvoltării în general a economiei, modernizării țării, deci este una prioritară. Eu nu sunt adeptul acelui concept că cultura, spiritualitatea este un lucru totuși secundar. Dar să recunoaștem că aceste domenii, domeniul culturii, ca și domeniul social, depinde de dezvoltarea economiei. Și atunci, în condițiile reale ale Moldovei din ultimii 8-10 ani, ce am observat eu personal ca președinte Comisiei Parlamentare, care am insistat de mai multe ori finanțarea prioritară a acestui domeniu, că, da, bugetul a crescut. De la 22 de aproximativ de milioane care erau în 2001, noi am avut de acum în 2003 de circa 100 de milioane. Acum ați cheltuiești pentru domeniul culturii 200 de milioane de lei. Dar noi astăzi nu prea înțelegem de ce nu se ajung bani. Circa 1200 de case de cultură. Au fost reparate doar 141 și sunt de acord cu toți acei care afirmă că, de fapt, majoritatea caselor de cultură nu sunt reparate, adică acolo nu se funcționează. Dar acolo nu se funcționează și de atâta că nu există prea puțin tineret. De atâta că, deci, nu sunt locuri de muncă. Multă lume e plecată. Adică, de fapt, spunem așa, poporul nostru în localitățile sătești nu e prea cântat și a se ocupa cu activitatea artistică. Consider că noi trebuie să facem ceea ce se numește revitalizarea economiei naționale, dezvoltarea regională și indiscutabil că activitatea culturii în teritoriu, deci, va fi la absolut la alt nivel. Da, vă mulțumesc. Doamna Guțu. Aș vrea să menționez faptul că a consuma cultură, de fapt, nu este neapărat a o consuma pentru bani. Deci există două dimensiuni pe acest segment. Mă refer, în primul rând, la cultura comercială, adică ce se întâmplă în Republica Moldova și asistăm la consumul activității de creație a unor artiști care o vând nu atât de ieftin. Iar pe de altă parte există culturalizarea populației, dacă doriți, în general. Și atunci când vorbim despre cultură, nu aș spune doar despre muzică, pictură, sculptură, teatru, operă și balet. Aș vorbi și de celelalte componente ale culturii, care sunt și cultura juridică, și cultura economică, și cultura politică. Și din această perspectivă, rolul mass media este eminamente important. Până în prezent, în Republica Moldova nu sunt revitalizate lăcașele culturale, dar nu există surse de informare pentru oamenii care sunt originari din provinciile Republicii Moldova. Și de aici probabil trebuie să pornim. De aici ni se trag toate relele. Sărăcia noastră nu atât materială, cât sărăcia spirituală. Din cauza acestei sărăcii spirituale am avut ceea ce am avut. Populația a votat Partidul Comunist, care nu avea de unde să ofere un grad de culturalizare foarte mare și nu era de unde să învețe populația care sunt valorile autentice, valorile adevărate, valorile care sunt în consens și în concordanță cu adevărul științific. Din această perspectivă, nu doar Partidul Liberal își propune, probabil orice partid modern care pledează pentru un viitor în familia țărilor europene își dă foarte bine seama că fără o luminare a populației nu putem merge mai departe. Iar acest consum de artă creativă pentru bani, de fapt, este insuficient chiar și în localitățile urbane din Republica Moldova. Vreau să zic că artiștii, oamenii de creație se pilotează fie în Rusia, fie în România, fiindcă nu există suficient consumatori de cultură comercială în Republica Moldova. Un echilibru este necesar între ambele și mai ales cu preponderență în ceea ce privește activitatea gratuită, activitatea de creație în provinciile noastre. Da, vă mulțumesc că spunea cineva că dacă ne dorim ca poliția să aibă mai puțin de lucru, ca închisorile să fie nu atât de ocupate, ar trebui să investim în cultură, pentru că cultura înseamnă dezvoltare egală și perfectă a omului în toate domeniile. De la ce veți începe în cazul în care veți veni la guvernare pentru a trata societatea în acest sens? Domnule Stepaniuc. Eu am încercat să răspund la această întrebare. Este vorba nu numai de cultură, dar și de educație. Aceste două mari domenii, de fapt, au interconsecințe. Cultura începe din familie și din școală. E indiscutabil. Sunt de acord cu doamna Guțu că noi trebuie să vorbim și de aceea că societatea noastră are nevoie de un proces de culturalizare, de civilizare, de atâta că multe lucruri, de fapt, în economie, mentalitatea, deci pornesc de acolo, de la bună educație de acasă, de la felul cum cei mai culți oameni a societății înțeleg ideea și a patriotismului și ideea țării și, deci, ideea de a sluji acestei țări. Din acest punct de vedere, dacă mă întrebați cu ce aș începe, desigur aș începe cu îmbunătățirea unor programe în domeniul educației. Eu personal consider că noi trebuie să avem o educație civică mai profundă în țara noastră, atât mai mult că și alte țări au pornit modernizarea unor economii de la ideea patriotismului, de la ideea că noi ca popor putem, nu suntem mai răi decât alții, și au făcut lucruri bune. În general, trebuie să spunem, poporul nostru este unul talentat. Eu am făcut cunoștință cu unii miniștri din alte țări, din țările vecine, a culturii, și ei vorbesc că, de fapt, la noi folclorul, activitatea artistică, deci este la un nivel foarte înalt, adică suntem un popor, deci, foarte, foarte talentat. Vreau să vă spun că unul din ambasadorii Poloniei așa și vorbea despre noi moldovenii, că polonezii sunt un popor talentat, dar dacă vorbit la 1 m² moldoveni sunt mai mulți. Spunea un diplomat străin. Desigur, trebuiește finanțare mai multă, desigur, trebuiește reabilitarea edificiilor de cultură, desigur, trebuie de creat ca să funcționeze bine bibliotecile, să aibă literatură, să dezvolte activitatea artistică, și sunt de acord că noi poate că avem prea multă comercializare a culturii în ultimul timp, trebuie să încercăm să o facem asta ca talent, ca activitate binevolă, să spunem așa. Mulțumesc, doamna Guțu. Nu este exclusă și activitatea benevolatului, care este una asumată și una foarte conștientă în societățile dezvoltate. Democrația emergentă din Republica Moldova și educația civică foarte joasă încă nu ne permite să ajungem la un atare grad de promovare a culturii. În Parlamentul care a fost dizolvat, Partidul Liberal a fost la sursa inițiativei de creare a unui fond special pentru cultură, care ar fi alimentat din surse private și ar fi gestionat sub strictul audit și control al organelor statului, fiindcă din bugetul statului banii care există nu sunt suficienți și ei nu alimentează de fapt veritabil cultura, ci doar achită serviciile de întreținere, lumină, încălzire și așa mai departe, salariile foarte mici. Deci nu ne ajung bani pentru cultură și probabil că din această perspectivă este nevoie de a lucra și cu oamenii bogați din societate, fiindcă într-o societate oamenii bogați sunt o bogăție pentru respectiva societate. În Republica Moldova nu există cultura susținerii culturii, dacă aș putea să mă exprim de o așa manieră. Deci este nevoie ca acei oameni care au un surplus de venituri materiale să susțină cultura, fie că este vorba de teatru, fie că este vorba de tinere talente și prin aceasta, de fapt, se promovează și ei. Activitatea de mecenat este ceea ce rămâne în istorie. Un om de creație rămâne în istorie prin talentul său. Un om bogat nu rămâne în istorie dacă nu va susține oamenii talentați și, de fapt, trebuie de promovat inclusiv și această idee. Vom pleda pentru crearea acestui fond de cultură, care va spori totuși finanțarea cât de cât a culturii pe toate dimensiunile și segmentele sale și, desigur, că ne vom strădui ca acele talente care sunt foarte prolifice în Republica Moldova. Suntem un spațiu binecuvântat de Dumnezeu în ceea ce privește talentele, fie că se vorba de creație poetică, creație muzicală. Ne bucurăm pentru artiștii noștri care au devenit mai cunoscuți și sperăm să susținem pe toate dimensiunile, fiindcă Partidul Liberal este tocmai cel partid care a făcut-o și o va face. Vă mulțumesc! De fapt, cultura, tradițiile, obiceiurile neamului nostru pornesc de la sat. Cu părere de rău, odată cu modernizarea, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, acestea se pierd în timp. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră aveți experiența de deputat în Parlament. Ce ați reușit să realizați pentru a îndrepta activitățile culturale spre sat, pentru a organiza acțiuni culturale în localitățile rurale, chiar dacă nu avem deschise aceste centre de cultură în sate? Vreau să vă spun, fără a mă lăuda prea mult, că de fapt sunt inițiatorul, am încercat să spun, acel program de reabilitare a mănăstirilor, bisericilor și edificiilor de cultură, eu sunt inițiatorul, eu i-am înaintat președintelui Voronin, program de 60 de obiective. Lucrul acesta în mare parte s-a realizat și asta într-adevăr este o realizare a PCRM-ului, nu aș vrea să laud acest partid, dar este o realitate, fiindcă eu pot să vorbesc de fostele guvernări, fiindcă Mănăstirea Căpriana nu au început-o să o repare comuniștii. Mănăstirea Căpriana s-a început reparația și reconstrucția. Ideea aceasta a fost încă atunci, în 89-90. Dar s-a pierdut. S-au pierdut banii, a rămas tot în șchele. Lucrurile acestea s-au făcut. Pe urmă, haideți să ne aducem mai minte reabilitarea ansamblului Joc, ansamblului Codreanca, deci a Lăutarilor parțial. Deci, colectivele respective practic erau distruse în anul 2001. Ei cântau mai mult prin țările străine decât în Republica Moldova. Și să ne aducem aminte că prin anii de acum 2006-2007 însăși Jocul, Codreanca a organizat mai multe concerte în Republică. Să ne aducem aminte că mărțișorul câțiva ani practic a funcționat numai aici la Chișinău, dar în 2006, 2007 și 2008, chiar și în 2009, au fost organizate peste 100 de concerte în teritoriu, adică de fapt în localitățile, în orașele și chiar localitățile sătești. Adică a fost un pas înainte. Este aceasta de ajuns. E indiscutabil că nu este de ajuns. Cu atât mai mult că, cum ați spus și dumneavoastră, astăzi lumea uneori și la concerte bune și la artiști foarte care sunt primiți bine în alte țări, la noi în Moldova nu previn, fiindcă vă spun, poporul este talentat și la noi se consideră că poate fiecare cânta și dansa. Mai stă la televizor, sunt și alte ocupații. Satul puțin a degradat. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și dacă el a degradat, inclusiv și din punct de vedere a moravurilor, asta este rău. Eu pornesc în mare parte de la ideea că trebuie să finanțăm mai bine cultura. Și spun așa din cauza că cine ar spune actuala guvernare, care a guvernat acum 14 luni de zile, ei sunt primii care au micșorat bugetul culturii în acești ultimii 9 ani de zile. Și aceasta este o greșeală. Domnule Stepaniuc, spuneți dumneavoastră că satul a degradat. Poate și din vina guvernanților, pentru că n-au investit în acest domeniu și n-au considerat că acest domeniu este de fapt unul foarte important și întotdeauna educația și cultura au fost niște domenii foarte văduvite. Doamna Guțu. Îmi trebuie să-mi dați voie să fac o replică. Deci nu sunt de acord că numai din cauza guvernanților, din cauza conflictelor care la noi politici continuă 20 de ani. Că la noi, din păcate, clasa politică nu se ocupă cu soluționarea problemelor, dar se luptă unii împotriva alții. Prea multe ambiții în țara aceasta. Doamna Guțu. Bine, eu poate nu aș fi de acord cu faptul că satul a degradat pe parcursul ultimului an. Probabil că nu cei de la PL au fost timp de 15 ani în Parlament, ci aceiași comuniști care au schimbat culorile, au schimbat partidul și așa mai departe. Nu vreau să intru în detalii. Eu, de fapt, cred că delocalizarea fenomenului cultural în provinciile noastre depinde, pe de o parte, de finanțarea care trebuie să existe, dar depinde și de o cultură a managerilor la nivel de comunitate. Iată, vă dau un exemplu. Hramul satului, hramul orașului este o sărbătoare religioasă care se sărbătorește pe larg și am citit un editorial al unei ziariste din Ungheni care a comparat cum se face hramul în satele dincolo de Prut și în aceeași zi a asistat la două sărbători de hram. Într-un sat dincolo de Prut în România, unde a venit primarul, a venit chiar și prefectul de Iași, au venit artiști, au cântat pentru oameni și așa mai departe și a venit la hramul satului în raionul Ungheni, dincoace, la noi în Republica Moldova. S-a găsit un om de bună credință, un om de afaceri din sat care a invitat artiști de-ai noștri autohtoni, au cântat, le-au făcut acest eveniment cultural sătenilor, dar conducerea satului nici nu s-a prezentat. Mă refer la primar, deci n-a venit nimeni, cineva să le zică mulțumesc, să spună că, uite, într-adevăr, vă mulțumim că ați venit cu acest fenomen, cu acest eveniment cultural. La noi nu există cultura la nivel de manager de comunități și vreau să zic că tragedia noastră este că oamenii atunci când își aleg primarii, își aleg conducătorii la nivel de comunitate, știți cum aleg ei? Ei zic, păi bine, altul mai bun nu era. Și aleg oameni incompetenți, oameni care nu au capacități de a gestiona banii, nu își bat capul de ridicarea nivelului de trai în comunitatea lor. Deci fiecare cu boșdeu ca sa. Aceasta este tragedia cetățenilor Republicii Moldova, fiindcă noi, pe parcursul a 70 de ani de putere comunistă, regim totalitar, nu ne-am învățat să ne autogestionăm, nu ne-am învățat să ne dezvoltăm. Nu putem, deci nu zic așa la plural, fiindcă sunt mai mulți de ăștia decât cei care au inițiative, care au talent și creație. Da, vă mulțumesc că după o scurtă pauză de publicitate revenim la dezbaterile electorale. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul Publika TV. În cadrul dezbaterilor electorale de astăzi, invitații emisiunii sunt doamna Ana Guțu, reprezentantul Partidului Liberal, și domnul Victor Stepaniuc, candidat independent. Așadar, domnilor, discutăm despre cultură. Vorbeați, doamna Guțu, că nu avem la sate manageri culturale și spuneam că nu avem deschise nici casele de cultură. Dar dați să vedem ce avem noi de fapt în acest domeniu. Ce salarii au acești oameni, cât de atractive sunt aceste funcții și cum am putea noi ca să schimbăm lucrurile pentru ca să fie oamenii cointeresați, să vrea să lucreze în acest domeniu pentru a-și asigura o viață mai frumoasă și mai bună. M-am referit nu doar la managerii culturali, m-am referit cu preponderență la primari, cei care ar trebui totuși să găsească modalitatea să creeze aceste evenimente culturale. Nu întotdeauna centrul, de exemplu, la nivel de Minister al Culturii sau al instituțiilor culturale din Chișinău sau alte orașe, Bălți, Cahul, se decide unde să meargă, încotro să meargă. Normal că, de exemplu, colectivul Joc și-ar propune să meargă într-un turneu peste hotare decât să meargă în Sărata Răzești, de exemplu, în raionul Liova, unde Casa de Cultură practic nu este luminată, este și stă un primar comunist de 8 ani de zile. Mă refeream nu la acești manageri de cultură. Am impresia că toți managerii de cultură de mult au și plecat peste hotare și ei nu există la sate. N-are cine să animeze viața culturală. Dar nu credeți că statul trebuie să-și schimbe prioritățile, să investească mai mult în acest domeniu? Bine, probabil că ar fi nevoie de o strategie în ceea ce privește delocalizarea fenomenului cultural. Dar revin încă o dată la ideea că delocalizarea fenomenului cultural nu constă doar în organizarea unui concert sau un spectacol al unui teatru în satul respectiv. Probabil că este vorba de un plan de acțiuni mult mai vast și să vedem cum o facem și a alimenta cu fenomene culturale populația de la sate. Nu înseamnă doar aceste concerte. Eu vorbesc despre cultura în sensul larg al cuvântului, în sensul complex și complicat al cuvântului. O strategie la nivel național exact. Și foarte dezvoltată. Exact. Și ține inclusiv de cultura de informare, fiindcă oamenii de la sate nu citesc ziare, nu privesc decât unele televiziuni care îi dezinformează, televiziuni care pe cale frauduloasă au obținut niște frecvențe și asistăm astăzi, de fapt, la un fenomen de mutație a percepției cetățeanului de rând din Republica Moldova, care nu este, n-are discernământul să facă o alegere corectă. Nu vorbesc despre alegerea politică, vorbesc despre alegerea unui traseu educațional al copilului. Nu, el nu știe ce instituții sunt, unde se poate de trimis la învățătură acest copil și așa mai departe. Deci este bine, vorba... și cine se face totuși vinovat că societatea noastră este atât de bolnavă? Sunt vinoveți și politicienii, clasa politică, dar sunt vinoveți și oamenii ei înșiși, fiindcă un cetățean ar trebui să tindă spre cultură și spre lumină. Uitați-vă cât de dezinformați sunt oamenii care nu au tangență cu fenomenul cultural, cu fenomenul economic și fenomenul politic. Un taxist, un șofer de taxi, de exemplu, habar nu are ce se petrece în Republica Moldova, care ar fi priorități. Este preocupat de pâinea cotidiană. Este necesar de cultivat dorința aceasta exact. Oamenii, și de aceasta se face responsabilă școala. Și pentru a învăța. Școala, instituțiile de învățământ, familia. Cum putem noi să cultivăm la un copil dragostea de carte dacă îi sunt plecați părinții peste hotare și a rămas cu bunei care au lucrat în colhoz pe timpuri toată viața și n-a văzut decât plantații de tutun? De unde să ia el fenomenul cultural? El îl va baza oricum pe suportul material. Îi va trimite părinții bani, va cumpăra un telefon de ultima generație, un computer și așa mai departe. Atât. Vă mulțumesc. Domnule Stepaniuc. La aceeași întrebare? Aceeași întrebare. În primul rând, haideți să pornim de la aceea că noi avem astăzi în localitățile Republicii peste 1200 de... Adică le-am avut peste 1200 de case de cultură. Sunt 116 pare care au fost... Dar ce oferă astăzi aceste case de cultură? De fapt, doar că organizează discoteci? Dați-mi voie de acum să vă răspund. Am înțeles. Deci, au fost 116 privatizate ilegal. Din 99 privatizarea s-a oprit după ce a fost adoptat deci, un articol al legislației în problema respectivă. Și haideți să ne dumerim că de fapt avem aceste circa 1000 de case de cultură. Majoritatea nu sunt reparate. Unele sunt chiar închise. După cât eu țin minte, sunt 200 închise. V-am vorbit despre 140 care au fost renovate. Iar că acesta este potențialul nostru material. Dacă să vorbim de potențialul nostru, deci a managementului, așa cum a vorbit și doamna Guțu, aici situația într-adevăr este dezastruoasă, în sens că salariile de la aproximativ 300 de lei, 320 care erau în 2001, au crescut până la 1600-1700 de lei. Eu cred că asta este salariul, nu știu precis, dar asta eu consider că este salariul acum. Este mult sau puțin? Desigur, este foarte puțin. Și de atâta oamenii respectivi acolo, când ei sunt talentați, când pot cânta la un instrument muzical, ei mai organizează ceva, mai fac ceva în teritoriu. E bine acele colective de artiști care în ultimii ani au început să plece și eu am încercat să vă spun. Și Codreanca, și Joc, și Lăutari, și Licuriciu, teatru, și Prechindelu au făcut mai multe concerte de binefacere. De fapt, au cântat practic pe gratis în teritoriu. De multe ori ei au solicitat și de la mine și de la guvern doar combustibil pentru plecare în teritoriu. Trebuie să spunem că noi avem un potențial bun a culturii care ne prezintă bine și pe arena internațională. Dar în rest, sunt absolut de acord că lucrurile pornesc de fapt de acasă, pornesc de la acel spirit care există astăzi în fiecare localitate și avem și primari, oameni de treabă care știu a organiza și o sărbătoare și un cram, nu trebuie de spus că nu avem nimic. Pe mine, și eu am repetat și repet cu mare durere acest lucru, trebuie să recunosc că avem o anumită degradare a vieții economice, culturale, spirituale în comparație cu 1990. Dar nu mai există acele activități extrașcolare, care copiii mergeau cu mare dragoste și mult interes. Ba da, există. Nu, la nivel de comunități, în unele sate comune, există acolo unde există un animator. Eu n-am cheltuit 2 minute, eu am cheltuit numai 1 minută. Da, vă rog. Am dreptul încă la 1 minute, fiindcă da, spus că a răspuns la doamna. Și aici, de acum, intrăm în altă contradicție. Doamna Guțu afirmă că în perioada sovietică nu s-a făcut nimic bun, dar noi astăzi regrete purtăm față de ce? Față de fapt de anii 80-90, când erau aceste activități. Când noi spunem că puterea sovietică a distrus toată cultura națională, nu este adevărat. Ea a încercat să o rusifice, a încercat să o limiteze, dar nu i-a reușit. Și spiritul, talentul în acest popor este. Și eu văd real că dacă noi să ne ocupăm, inclusiv o să finanțăm, o să dăm salarii mai bune, indiscutabil că asta o să reușească. Și eu aș vrea ca viitorul guvern, fără a face critici cuiva, să înțeleagă mai bine de ce aceste priorități. Da, vă mulțumesc că acum aveți posibilitatea să vă adresați întrebări. Vă reamintesc, pentru că condițiile s-au schimbat puțin, domnul Lupașcu nu a venit să participe la aceste dezbateri. Aveți la dispoziție pentru a adresa întrebări 30 de secunde, pentru răspuns 2 minute și pentru dreptul la replică 1 minut. Domnule Stepaniuc, care este întrebarea pentru doamna Guțu? Eu nu am nicio întrebare față de doamna Guțu, o cunosc mai de mult, e o profesoară bună, m-am bucurat că nu a venit în Parlament, fiindcă am văzut un specialist, inclusiv în domeniul și a educației și a învățământului, și indiferent de viziunile noastre politico-ideologice, eu consider că asemenea deputați trebuie să fie în Parlament. Eu vă mulțumesc pentru apreciere. Aș vrea poate să adresez întrebarea în ceea ce privește dimensiunea culturală care vizează minoritățile etnice din Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Stepaniuc, prestația minorităților etnice și mă refer mai ales la eșecul integrării lor în societatea moldovenească, din punct de vedere cultural. Când zic din punct de vedere cultural, în primul rând menționez dimensiunea lingvistică. Este problema aceasta în Republica Moldova. Haideți să recunoaștem că noi în 20 de ani nu am putut să înaintăm, am în vedere toată clasa politică și elita intelectuală a acestei țări, nu a putut să înainteze o idee națională pe care i-ar cuprinde, de fapt, toți cetățenii. Noi rămânem prea divizați și din punct de vedere cultural și din punct de vedere al limbii și asta este o problemă. Totodată trebuie să recunosc că anumite progrese au avut totuși loc în acești 20 de ani, din cauza că cel puțin tânăr generație, deci alolingvilor, învață totuși mai bine acum și limba de stat, probabil că învață mai bine și istoria noastră și cultura noastră. Eu încerc să fiu optimist, dar un pas decisiv trebuie să recunosc că nu este, fiindcă dacă ar fi un pas decisiv, noi nu am folosit astăzi deci, prilejul etnic-lingvistic pentru a promova inclusiv în campanie electorală. Mie personal, pe mine mă deranjează personal partidele care sunt create de pe criterii etnice, pe criterii lingvistice, mă deranjează și cetățeni care, de diferite etnii care nu recunosc Constituția, inclusiv șef statului care, deci, pune niște întrebări. Dacă noi vorbim de un stat de drept, noi trebuie să respectăm tot ce e legat cu legislația. Dacă nu ne place legislația, trebuie să facem maxim posibil să o schimbăm. Acum îmblă, deci, nu vreau să spun, deci un lider de partid care insistă, noi trebuie să avem în țară nu 2, dar în general 3 limbi de stat. Poate că este normal, poate că ar fi bine, dar fraților, fără a ne așeza și a ne dumeri, inclusiv și ei au intelectuale, adică minoritățile naționale, și ucrainenii noștri, și rușii noștri. Și ei trebuie să înțeleagă că acest stat, de fapt, are majoritatea națională care se numesc moldoveni, 76%. Aceasta nu e descoperirea lui Stepaniuc sau nu știu cui. Aceasta este datele unui recensământ. La urma urmei, cum au procedat alte țări când conflictele este interietnice și lingvistice spre mari? Mai petrec niște referendumuri. Chiar dacă ele la o anumită etapă sunt cu eșec, dar în cele din urmă lumea se descurcă. Ideea națională este ideea modernizării Moldovei. Dacă noi suntem patrioți acestei țări, această idee trebuie să o susținem și pentru aceasta trebuie să facem maxim posibil, lăsând ideologia în planul 2. Vă mulțumesc, doamna Guțu. Aveți dreptul la replică 1 minut. Dacă doriți, puteți să vă luați. Da, desigur, mulțumesc. Eu aș vrea să zic că noțiunea de convențuire într-o societate în care sunt reprezentate mai multe etnii, și este cazul Republicii Moldova, este o problemă acută. Și eu cred că nu doar Germania a ieșuat, cum a spus Angela Merkel, în ceea ce privește politica de multiculturalitate de la 60 încoace, atunci când au venit o comunitate foarte mare de turci în Germania, dar și Republica Moldova a ieșuat. În pofida faptului că minoritățile etnice însumează în jur de 20% din populația Republicii Moldova, nu că nu au fost create condiții de integrare, este vorba de un set de comportamente din partea minorităților etnice care nu au vrut să se integreze. Fiindcă, de exemplu, minoritatea rusească, ce constituie 5,8% conform datelor recensământului, pare a fi majoritară în Republica Moldova, dacă ar fi să judecăm după spațiul mediatic, după limba rusă vorbită în toate părțile. De aceea e nevoie de o politică foarte echilibrată la nivel de stat, dar este nevoie și de un comportament echilibrat din partea minorităților etnice care conviețuiesc aici. Mulțumesc, domnule Stepaniuc. Nu aveți întrebări. Tot e clar. Vorbeați despre minoritățile etnice și aș vrea să vă întreb, pentru că la noi în societate există o reținere, dar de fapt nu numai în societate, dar și în rândul funcționarilor de stat atunci când e vorba de limba de stat. Multora li frică să spună că vorbesc limba română sau limba moldovenească, dar zic că vorbim în limba de stat. În cazul în care veți reveni la guvernare, cum veți rezolva această problemă? Că câteodată ai impresia că moldovenii sunt în minoritate etnică. Doamna Guțu. La nivel de societate sau la nivel de politicieni? V-ați referit la nivel și de societate, dar și la nivel de politicieni. Faptul că există această percepție că Republica Moldova, de fapt, nu este majoritară națiunea care este, unii o numesc moldovenească, alții altfel o numesc, bine, luăm datele recensământului, hai să zicem moldoveni, da? Vine, am zis eu și reiterez, din cauza acestui set de comportamente din partea minorității ruse, care are veleități de minoritate imperială. Și atunci când este vorba de faptul că ei se simt poate nu atât de potențați în ceea ce privește luarea deciziilor, nu știu de ce consideră că li se încalcă drepturile. Eu vreau să zic că din punct de vedere al legislației internaționale, fiindcă noi suntem semnatare Convenției Minorităților Etnice a Consiliului Europei și noi, atmosfera care există în Republica Moldova este una foarte tolerantă și nu sunt vorbele mele. O constată absolut toți experții europeni care vin în Republica Moldova și care constată că minoritățile etnice, ucrainenii, rușii, găgăuzii, au toate drepturile de a se exprima, de a face studii în limba lor, de a avea acces la informații în limba lor maternă. Nu există așa ceva în alte state unde conviețuiesc minorități etnice. Studiile se fac în limba oficială a statului, ceea ce nu este cazul minorității rusești. Mă întreabă alegătorii ruși, ce o să facă copiii noștri care este viitorul lor în Republica Moldova, că ei nu știu limba oficială a statului și învață în școală rusească, vor învăța într-o grupă rusească în universitate. Zic, este zero posibilitatea lor de a avansa în carieră, într-o companie, de exemplu, la nivel de stat sau de a deveni funcționar public. Este o condiție sine qua non și un bun simț a învăța limba statului care te-a primit și te-a găzduit. Cazul găgăuzilor. Uitați-vă, găgăuzii astăzi, de fapt, ei nu știu ce limbă vorbesc. Ei zic că este limba găgăuză, dialectul de la Comrat. Dialectul de la Comrat, dialectul de la Bucănești, a nu se confunda, ei nu au scriere, și până și alfabetul nu știu cum diferă la ei. Și așa ei vor limba de stat, limba rusă. Unde este logica? Nu văd nicio logică. Noi știm ce limbă vorbim. Noi vorbim limba română. Cei care încă nu au exact, dar vedeți că încă nici într-o țară bine, nu există atâtea polemici la acest subiect și chiar în cazul politicienilor. Totul atunci depinde, când declară da, că totul politic de vorbesc de limba moldovenească, dar de istoric este limba română. Exact. Domnule, în căutarea de alegători se afirmă orice. Domnule Stepaniuc. Deci noi avem o mare greșeală aici și eu încerc să spun că e vinovat, în primul rând, elita politică și intelectuală, care problema de denumire limbii trebuia de mult pusă la referendum. Cazuri de acestea sunt. Este cazul Austriei care a făcut acest lucru. Și așa au hotărât așa cum au hotărât. Ei au hotărât că limba totuși este germană. Adică ei au reieșit din realitățile de astăzi. Republica Moldova ar putea, în cazul unui referendum, să hotărască problema respectivă. Mie greu de spus azi cum s-ar hotărâ, dar ea trebuie hotărâtă, fiindcă a depus punct. Dar din punct de vedere, dacă mă întrebați pe mine personal, eu am fost acela care în cadrul PICRM-ului am promovat ideea identității limbilor moldovenească și română și împreună cu Marian Lupu, de fapt noi am înaintat o scrisoare președintelui Voronin ca să fie numit limba moldovenească, în paranteză limba română și de votat chestiunea asta respectivă în Parlament, ca un compromis. Și vreau să spun că... Dar de ce nu limba română? Pentru că iarăși bulversăm societatea. Dar eu întreb, dar de ce nu limba moldovenească? Și spun așa, din cauza că dacă noi să deschidem arhivele și documentele noastre istorice, noi să întâlnim limba moldovenească mai des decât termenul limba română. Termenul limba română apare, de fapt, în perioada lui Vasile Lupu și apare în secolul XIX. Dar, în afară de asta, Moldova mai are 650 de ani, când și în Moldova vechi și în Moldova actuală s-a folosit termenul de limba moldovenească. Când mă întrebați pe mine, termenul limba moldovenească este unul arhaic? Da, este arhaic. Dar el este istoric, tradițional, folosit mai des în Moldova. Are dreptul Republica Moldova, ca un stat aparte, să folosească, să utilizeze acesta. Are, fiindcă eu cunosc și doamna Guțu știe despre asta foarte bine. Sunt circa 52 de perechi sau chiar triple de denumiri care fixează de fapt una și aceeași limbă. Cabardina și balcara e aceeași limbă, sârba și croata e aceeași limbă, urdu și hindi e aceeași limbă și multe alte popoare care se folosesc de aceeași limbă, dar au denumiri diferite. Eu nu insist la asta, dar îmi pun întrebarea. Oare înaintașii noștri din secolele 15, 16, 17, 18 chiar au fost mai proști decât noi când foloseau termenul limon domnească? Domnule Stepaniuc, suntem o mână de oameni și până la urmă nu ne putem clarifica. Uitați-vă limba engleză. Americanii o vorbesc și nu zic că vorbesc limba americană. Vorbesc limba engleză. Ei s-au conformat pentru că, din punct de vedere științific, s-a demonstrat că este limba engleză și atât. Americanii sunt un popor de coloniști, ei au venit acolo. Noi nu suntem un popor de coloniști, noi suntem un popor sedentar din cele mai vechi timpuri și aceasta este o realitate. Noi nu am venit ca migranți aici. Asta încearcă unii istorici din vecinătate să ne numească pe noi migranți, că aici nu au fost teritorii, de exemplu, moldovenești, dar au fost a slavilor, a sciților și așa mai departe. Noi spunem că aici au fost un teritoriu a latinilor. Deci a apărut țara Moldovei în secolul XIV. Doamna Guțu, care este opinia dumneavoastră? Eu cred că ideea organizării unui referendum referitor la denumirea limbii este una nefericită, fiindcă, de fapt, nu poți scoate la referendum o aserțiune, un postulat științific. Nu poți întreba poporul dacă este bine să tratezi cancerul prin radiație sau nu și să ne spună poporul cum să indice medicului cum să facă o operație chirurgicală. Același lucru cu limba română. Nu putem să cădem în desuietudinea afirmațiilor medievale sau să cădem în acest medievism care nu ne face bine nouă tuturor. Noi vrem să modernizăm Republica Moldova și deci înseamnă că discursul nostru politic trebuie să fie și el unul modern și să ne racordăm timpului. Deci este nefericită ideea referendumului. Din păcate, acea greșeală care s-a strecurat în Constituția din 94 a fost introdusă tot de agrarieni care sunt foști comuniști, care veneau din nomenclatura sovietică și nu aveau de unde ști ce este mai bine pentru viitorul Republicii Moldova. Dar din perspectiva instituțiilor europene și aș zice din perspectiva documentelor Consiliului Europei, recomandări, rezoluții și așa mai departe, de fapt ar trebui nici să nu figureze această întrebare în Constituția Republicii Moldova. Nu trebuiește articolul 13. E normal ca lumea să ajungă singură cu mintea ei, prin educație, prin iluminare, ce limbă vorbim, fiindcă instituirea un articol special despre limba oficială a statului stârnește animozități. În Constituția americană nu există un articol referitor la limba oficială a statului. În Constituția Uniunii Sovietice, care era cea mai democratică Constituție, nu figura un articol special despre limba de stat și totuși rusa și-a exercitat coerciția în toate fostele republici sovietice socialiste. Deci, practic, au opresat limbile naționale și astăzi culegem roadele. Domnule Stepaniuc, cred că vreți să interveniți. Eu vreau să interven foarte simplu și vă spun de ce. Nu o să soluționăm noi la etapa actuală și eu cred că chiar nici în 20-30 de ani, din cauza că în Republica Moldova istorie totuși se face. Și vă spun, orice bun cetățean, el încearcă să înțeleagă cine are dreptate, doamna Guțu sau domnul Stepaniuc, în problema limbii. Și atunci el, când o să se afunde în arhive, numai decât o să găsească ambele denumiri. Și în cele din urmă el să-și creeze impresia că au avut dreptul înaintașii noștri și străbunii noștri să numească și așa, și așa. Care ar fi soluția? Desigur, e referendumul. Și vă repet, și alte țări au hotărât prin referendum. Oare nu era mai bine să trecem 10 ani în urmă, chiar în 2002, că am propus președintelui Voronin, în 2006. Vedeți că în experiența referendumului... Nu, stați puțin. La noi a fost atacat referendumul de câteva ori. La noi poporul nu înțelege că aceasta este o democrație directă, că acestea sunt drepturile lui de a-i boicota pe politicieni care se sfădesc la o anumită problemă, să-și îndănesc și a soluționa el problema respectivă. De a decide. Numai decât. Noi am atacat referendum, aduceți-vă aminte, acel din 91, pe urmă din 94, pe urmă domnul Braghi și-a încercat în 99 să organizeze un referendum și noi, partidele politice au sabotat, inclusiv fostul președinte și a făcut la acest lucru. De atâta, aici se crede numai în politicieni. Politicienii greșesc. Este un proverb care cândva l-a spus, nu un proverb, dar o zicală care a spus-o cândva Voltaire, nu, Jean-Jacques Rousseau spunea, adevărul nu aparține împăraților, adevărul aparține popoarelor. Ok, acum avem timp pentru concluzii. Aveți posibilitate să vă adresați alegătorilor dumneavoastră. Doamna Guțu. Un minut, da? Cât avem? Ok, stimați alegători, Partidul Liberal este un partid de dreapta, care are un program electoral elaborat nu de experți de peste hotare, ci a fost elaborat de experții Partidului Liberal, politicienii Partidului Liberal care vin din anumite domenii, respectiv domeniul culturii, ca și domeniul educației, domeniul cercetării. Sunt domenii primordiale pentru dezvoltarea durabilă a societății și dacă statul nu va investi în aceste domenii, este prea puțin probabil că Republica Moldova să se modernizeze într-un ritm rapid și într-un termen foarte scurt. Partidul Liberal invită toți alegătorii ca la 28 noiembrie să se prezinte în primul rând la votare, să nu le fie frică, să aducă cu ei cunoștințele, prietenii, rudele, să invite la vot pe toți care îi cunosc, să îndemne să voteze pentru parcursul european al Republicii Moldova, să voteze pentru Partidul Liberal, care este un partid de oameni demni, un partid de oameni verticali, un partid care nu trădează, un partid care știe ce are de făcut și știe cum trebuie să facă pentru ca cetățenii Republicii Moldova să se simte bine aici, la ei, în Republica Moldova și să nu plece să-și caute fericirea dincolo de hotarele acestui stat. Statul Republica Moldova are vocație europeană și votați cu toată încrederea Partidul Liberal. Vă mulțumesc, domnule Stepaniuc. Stimați alegători, programele partidelor venite în alegeri și a concurențului electoral sunt în mare parte asemănătoare. Vreau să vă spun ca niciodată, noi nu avem în programe doctrine de stânga sau doctrine de dreapta, avem mai multe soluții pentru rezolvarea problemelor economice și sociale ale țării noastre. Cea mai mare problemă a țării noastre în ultimele 18 luni este instabilitatea politică. Vreau să afirm ca politician cu practică că în condițiile de instabilitate politică nu este posibilă dezvoltarea țării. De atâta vă chem pe dumneavoastră ca în aceste alegeri să sancționați politicienii agresivi și responsabili care aruncă țara, de fapt, în criză economică profundă și nu vor fi capabili să soluționeze problemele și alegeți acei politicieni, acei candidați independenți și acele partide care știți precis că vor merge la crearea unei coaliții, o coaliție care va lucra pentru Moldova. O coaliție care va propune modernizarea acestei țări, soluționarea problemelor cele mai importante social-economice, inclusiv și în domeniul culturii. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie dezbaterile electorale. Pe parcursul zilei veți avea posibilitatea să urmăriți dezbateri electorale la ora 18:05 în limba rusă, iar la ora 20:05 în limba română. Pe curând!